Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre construcții cu pronume reflexiv. Câteva noțiuni introductive. Hai să ne aducem aminte ce este pronumele reflexiv. Iată, pronumele reflexiv exprimă identitatea. Între obiectul direct sau indirect și subiect. El trebuie să aibă întotdeauna aceeași persoană cu verbul. Este important să aibă același număr cu verbul. Știm că are forme proprii doar pentru persoana a treia, iar la persoanele întâi și a doua împrumută forme ale pronumelui personal. În clasa a șasea, cred că am învățat pronumele reflexiv. De fapt, cu siguranță l-am învățat. Iată formele proprii ale pronumelui reflexiv. Formele se diferențiază în această situație. După caz, vom avea forme pentru acuzativ și dativ. Vom discuta despre formă accentuată și neaccentuată sau clitică. Așa cum spuneam, formele proprii ale pronumelui reflexiv sunt doar la persoana a treia, pentru singular și plural. Iată, forma accentuată sine, neaccentuată se, accentuată sie sau sieși și neaccentuată își sau și. Trebuie reținut faptul că, în cazul pluralului, nu vom folosi forma sine. În rest, le folosim pe toate, și la singular, și la plural. Acum că ne-am reamintit despre pronumele reflexive, să vedem niște exemple clare care ne vor ajuta să înțelegem mai bine. Iată, Andrei se vede pe sine în oglindă. Andreea se vede pe sine în oglindă. Matei s-a întrebat unde era greșeala. Matei își pune întrebări despre examen. Marc și-a pierdut ghiozdanul. Băieții nu și-au închipuit ce se va schimba. Andrei și Matei se apără între ei. Fetele și băieții își zâmbesc. Și vom începe să lucrăm împreună? Câteva exemple. Pentru aceste exemple, eu m-am gândit că e nevoie de 5 sau de 10 minute de lucru. Hai să vedem fiecare exemplu și să le rezolvăm și împreună. Andrei se vede pe sine în oglindă. Este primul exemplu. Încearcă să identifici pronumele reflexive. Al doilea exemplu, Andreea se vede pe sine în oglindă. Matei s-a întrebat unde era greșeala. Matei își pune întrebări despre examen. Marc și-a pierdut ghiozdanul. Băieții nu și-au închipuit ce se va schimba. Andrei și Matei se apără între ei. Fetele și băieții își zâmbesc. În continuare, îți voi arăta care sunt formele pronumelui reflexiv dar până tu vei rezolva acest exercițiu, poți să oprești filmulețul. Gata! Eu îți voi arăta rezolvare. În prima situație, pronumele reflexiv este SE și, bineînțeles, cu forma accentuată SINE. În al doilea exemplu, este tot SE da? și forma accentuată SINE. Observă în aceste două situații faptul că nu se face diferență de gen în cazul acestui pronume reflexiv vom folosi forma se sau sine și în cazul în care ne referim la o persoană de sex feminin sau la o persoană de sex masculin. În următorul exemplu, iată, pronumele meu este de data aceasta S, forma prescurtată pentru că el a fost atașat unui verb la perfect compus. În exemplul al patrulea, își, este forma pronumelui personal. În exemplul al cincelea, iată forma scurtă și. În exemplul al șaselea, forma este tot și. Și iată și pronumele se. Matei, uh, Andrei și Matei, bineînțeles, se. Observăm forma aceasta uh, neaccentuată și forma își. Ce este foarte important este faptul că uneori, Pronumele reflexiv să știi că poate să fie reluat printr-o formă accentuată a pronumelui personal. Iată cum este în exemplul acesta. Da? Bun, vom trece mai departe pentru că vom discuta despre. Construcții cu pronume reflexive. Acum că ne-am adus aminte de pronumele reflexiv. Ce sunt construcțiile cu pronume reflexive? Cliticul, adică forma aceasta neaccentuată, se atașează unui verb. Iată, Ana Maria se gândește la tine. Da? Se atașat verbului gândește. Andrei se cunoaște foarte bine. Iată, se atașat verbului cunoaște. Matei și-a pregătit lecția, forma și atașată unui verb. De data asta, iată, la perfect compus. Cliticul, forma neaccentuată, să știi că are formă de dativ sau de acuzativ. În primele două exemple, iată, aceste forme erau de acuzativ iar cea de-a de de treia formă, da, de la Matei, era cea de dativ. Îți aduce aminte că am arătat mai devreme pronumele reflexive. Și hai să vedem niște exemple clare cu pronume în dativ și acuzativ. Iată, Matei se trezește dimineața bine dispus. El s-a pieptănat repede. Colegii de clasă își spun glume. Tocmai și-au adus aminte că vor avea test la română. Ei se ceartă pentru că au uitat să recapituleze. Ei, nu cred că se ceartă, dar oricum este foarte bine. Iată, m-am gândit că pentru acest exercițiu ai putea să ai 5 minute. Îți voi arăta din nou exemplele și o să te rog să identifici formele pronumelui reflexiv. Să te gândești dacă sunt forme de dativ sau forme de acuzativ și apoi, când simți că e gata, poți să reiei filmulețul. O să te anunț. Iată exemplele din nou. Și dacă consider că după ce vei rezolva, poți să-i dai drumul mai departe. Aici o să te rog să te oprești, să oprești filmulețul, pentru că va urma rezolvare. Iată rezolvare. Matei se trezește dimineața bine dispus. Se este pronumele reflexiv. El s-a pieptănat repede. S este pronumele reflexiv. Colegii de clasă își spun glume. Își tocmai și-au adus aminte că vor avea test la română. Și ei se ceartă pentru că au uitat să recapituleze. Ce am făcut eu? Să știi că am pus cu o culoare, în cazul acesta S, S și S, pronumele reflexive da? în, și ce zici? În acuzativ iar celelalte două sunt pronumele reflexive în cazul dativ își și și. Dar să știi că m-am referit doar la formele clitice, la formele neaccentuate da? în dativ. Iată, bineînțeles, să nu uităm și de celelalte forme. vom discuta în continuare despre tipuri de construcții reflexive. Hai să vedem ce sunt ele. Sunt de fapt construcții cu pronumele reflexiv, în care reflexivul, avem prima situație, ocupă o poziție sintactică. Tu te privești în oglindă pe tine. Eu îmi impun numeroase reguli. Ei se spală pe mâini. Iată, avem aici pronumele reflexive pe care le vom încercui. T, M, da, îmi, se. Ce se întâmplă în situația aceasta? Se întâmplă următorul lucru. Faptul că pronumele nostru reflexiv are poziție sintactică de ce? El a fost și putem să-l reluăm prin intermediul unui, unei forme accentuate a pronumelui personal în cazul acesta tine și, bineînțeles, eu pot să îl înlocuiesc pe acest pronume reflexiv, îl pot înlocui cu un alt pronume, cu un pronume personal, de exemplu. Uite, în situația asta pot să-l înlocuiesc cu pronumele îl, să zicem. Da? Tu îl privești în oglindă pe el, da? nu pe tine, bineînțeles. Eu îmi impun numeroase reguli. Pot să spun că eu le impun numeroase reguli. Și, bineînțeles, pot să spun că ei îi spală sau le spală pe ele pe mâini. Da? Deci pot să fac acest, această înlocuire. Hai să vedem mai departe un alt tip de construcție reflexivă. Un al doilea tip de construcție reflexivă este cel în care reflexivul nu ocupă o poziție sintactică. Iată câteva exemple. Benzile desenate se citesc ușor. Matei s-a posunflat degeaba. Nu și-au dat seama că au greșit drumul. Hai să găsim mai întâi pronumele. Iată, se, s, varianta și acest și. Ce observăm? Așa cum spuneam la anterioara construcție reflexivă, când reflexivul avea poziție sintactică, aici reflexivul nu poate fi reluat printr-o formă accentuată, da? nu pot să spun că de desenate se citesc ușor pe sine, da? nu se pot înlocui, nu pot să înlocuiesc uh, acest pronume cu un alt pronume personal și în cazul acesta avem o formă, de fapt, de reflexiv uh, pasiv. Da? Matei s-a bosunflat degeaba. Nu pot să spun că s-a bosunflat pe sine sau uh, l-a bosunflat pe el. Da? Deci nu merge varianta aceasta. Nu și-au dat seama că au greșit drumul. Nu pot să înlocuiesc cu nu le-au dat seama, să zicem. Da? Deci nu pot să fac înlocuiri cu pronume, cu formă accentuată sau cu un pronume personal. În cazul situației cu benzile desenate, să știi că aici este acea formă de impersonal. Da? Acea formă de impersonal, de fapt, benzile desenate se citesc ușor de către uh, alte persoane. Și, dacă tot suntem la exemple, să vedem câteva exemple cu pronume reflexive în acuzativ și dativ. Dar să ne amintim de formele împrumutate ale pronumelui reflexiv și mă refer aici la formele pronumelui personal. Iată-le, așa cum spuneam, diferențiate în cazul nostru, după caz, acuzativ sau dativ formele accentuate sau neaccentuate, acele clitice, persoana, întâi, a doua, în diferența după număr, singular și plural. Hai să mergem mai departe să vedem exemplele. În fiecare dimineață, vecinele mele își zâmbesc și își dau binețe. Două mașini s-au ciocnit în intersecția de lângă magazinul nostru. Mi-am pregătit o ciocolată caldă. După ce s-au certat, băieții și-au dat mâna și s-au împăcat. Dacă vrei, du-te în camera ta. Îmi aduc aminte cu drag de doamna învățătoare. Pornesc cronometru. Câte minute ai vrea? Eu zic 5 minute, dar dacă simți că ai nevoie de mai mult timp, poți să uh, continui. O să te rog să oprești filmulețul pentru că în continuare eu îți voi da exemplele rezolvate, bineînțeles. Iată primul exemplu, cel de-al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea. Aici poți să oprești ca să rezolvi exercițiul, da? iar eu o să trec la rezolvare. Iată, în fiecare dimineață, vecinele mele își zâmbesc și își dau binețe. Își și își. Iată, pronume în cazul dativ. Două mașini s-au ciocnit în intersecția de lângă magazinul nostru și pronume în cazul acuzativ. Observ că le-am trecut cu colorat. Mi-am pregătit o ciocolată caldă. Bineînțeles dativ. De data aceasta, ce am făcut? Am folosit și persoana întâi. După ce s-au certat, băieții și-au dat mâna și s-au împăcat. Iată, am acuzativ, am acuzativ și, bineînțeles, am și un pronume în dativ. Dacă vrei, du-te în camera ta. Iată, pronumele meu în acuzativ. Îmi aduc aminte cu drag de doamna învățătoare. Încă un pronume în cazul dativ. Să știi că pronumele reflexive sunt ușoare. Vom discuta în materialele următoare despre acele construcții cu pronume reflexive în care pronumele are funcție sintactică. Momentan, să ne bucurăm că știm să recunoaștem pronumele reflexive. Cu formele lor de acuzativ și de dativ. Îți mulțumesc pentru atenție! Dacă vrei să citești mai mult despre pronumele reflexiv, iată bibliografia.